Domnule Pila, ce s-a întâmplat în Venecia? Domnule Pila, ce Nu știu. Bună ziua, trebuie să mă înțelegeți că noi avem anumit așa secret medical a pacientului care nu poate fi divulgat nici de cum. Eu trebuie să vă spun asta doar cuvinte generale. Domnul Filat a suportat un traumatism fără consecințe grave. Deci noi am făcut investigațiile moderne ca oricărui om, oricine s-ar fi adresat, orice cetățean de Republicii Moldova, noi am făcut același lucru. Investigațiile prin computer, tomografia, oftalmologice și generale. Deci ele au indicat niște consecințe, repet, nu grave, pentru sănătatea dumnealui. Noi am indicat tratament care poate fi făcut la locul de detenție. El nu necesită internare la noi, noi am făcut lucrul ăsta fără nicio fel de zistare. Nu, categoric, fiindcă este vorba de ceva, de exemplu, computer tomografia, nu orice instituție din țara noastră o are. Dumnealui, cum se simte? Cum să vă zic eu? Se simte bineșor, fiindcă nu este gravă, gravă. El a vorbit, el e conștient, el este adecvat, adică nu am văzut niciun fel de schimbări radicale, cunoscându-l, mă rog, o persoană publică. La ce vă zici? De unde a apărut rana? S-a lovit. Nu, nu, asta nu, să nu vă spărați, dar noi nu suntem, cum să zic eu, cercetași, boy scouts, noi suntem medici, noi trebuie să ne facem obligațiile noastre bine.